Plafonul de pensie pentru care se acordă medicamente compensate cu 90% din prețul de referință crește începând cu luna septembrie de la 1830 la 2020 de lei. Prin ordonanța de urgență privind unele măsuri de protecție socială aprobată ieri de guvern. Potrivit reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de programul de compensare cu 90% a medicamentelor de pe sublista B2 vor putea beneficia peste 2,3 milioane de persoane cu pensii sub 2020 de lei. Tot ca și până acum, în stabilirea dreptului la compensare nu se iau în calcul eventualele alte venituri realizate de beneficiari, în afara celor din pensii și din indemnizațiile sociale pentru pensionari. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a răspuns cu promptitudine îngrijorării pensionarilor ale căror pensii majorate ar fi fost afectate de costul suplimentar al medicamentelor, întrucât se depășea plafonul care le dădea dreptul la compensarea de 90%. Vom continua să depunem toate eforturile pentru ca medicamentele și serviciile medicale de care depind sănătatea și viața asiguraților să fie cât mai accesibile pentru aceștia, a declarat Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.